din toamnă ne reîntâlnim cu câteva proiecte foarte controversate. Legea grațierii, prima dintre ele, legea prin care președintele este scos din circuitul de numire a procurorilor șefi, e propunerea domnului Tăriceanu, și legea lobby-ului, ne reîntâlnim cu toate trei, vedem, poate iese și de proteste. Dar și aia e o propunere bună. Legii grațierii se află în prezent la Comisia Juridică de la Camera Deputaților, adoptată tacit pe 23 mai de Senat. Dezbaterile pe proiect au fost amânate până acum de deputații juriști. Inițiativa legislativă prevede grațierea în întregime a pedepselor cu închisoarea de până la 5 ani, inclusiv și parțial pentru persoanele care au în întreținere minori cu vârsta de până la 14 ani. Grațierea este condiționată de achitarea în termen de un an de la condamnarea definitivă sau de la punerea în libertate a eventualelor despăgubiri. În cazul neachitării, grațierea este revocată. O altă inițiativă controversată este cea a președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, prin care liderul ALDE vrea ca șefii Curții Supreme să fie numiți doar de către Înalta Curte. De asemenea, legea elimină ministrul Justiției și președintele României din numirea procurorului general și procedura de numire a șefilor DNA și DIICOT. Tăriceanu vrea ca aceștia să fie numiți numai de CSM. La Comisia Juridică a Camerei Deputaților se află și proiectul de lege care vizează activitatea de lobby, inițiat în 2010 de parlamentarul PSD de Constantin Niță și retras în celebra Marți Neagră din decembrie 2013, ca urmare a presiunii mediatice. Specialiștii au atras de atunci atenția că proiectul deghizează traficul de influență sub umbrela activității de lobby. Nici opoziția nu a stat cu minte. Senatorul PNL Răducu Filipescu a depus la Parlament o propunere legislativă prin care funcționarii publici să nu mai fie suspendați din funcție dacă sunt trimiși în judecată pentru infracțiuni de corupție și de serviciu. Proiectul de lege se află în prezent la comisiile de specialitate ale Senatului, primul for care dezbate și votează inițiativa. Da, au potențial exploziv aceste legi. Dacă să faceți o previziune, sunt toate trei foarte controversate, măcar cele trei pe care le-am pomenit. Toate patru. Care cred? Toate patru, da. Avem legea grațierii, propunerea domnului Tăriceanu cu numirea șefilor parchetelor și legea lobby-ului. Care dintre ele credeți că trece? E vreuna care trece? Știți cum este? Majoritatea PSD-ALDE poate să treacă orice vrea, din păcate. Acum, ideea este următoarea. Ceea ce s-a întâmplat cu aceste legi, pe care le-ați precizat dumneavoastră și nu numai, mai sunt câteva, cum ar fi, de exemplu, măsuri preventive pentru penitenciare, știți foarte bine ce aglomerații există și ce infringement avem pe această parte. De exemplu, o altă temă sensibilă. Dar aceste teme care au legătură cu tot ce înseamnă partea de penal, din păcate, coaliția de guvernare a decis să ia niște măsuri, ce știm foarte bine, ordonanța 13, ordonanța 14, tot ce s-a întâmplat la început de an, a decis să ia niște măsuri într-un stil pompieristic care să rezolve, dacă vreți, mai mult sau mai puțin, anumite probleme cu dedicație. De aceea, orice fel de problemă care are legătură ori cu grațierea, ori cu lobby, ori cu abuzul în serviciu, ori cu traficul de influență, orice subiect pe această temă penală care va fi discutat și care nu spun că nu trebuie discutate, să nu ne înțelegem greșit, va fi privit cu reticență atât de tot ce înseamnă segmentul de opoziție, pentru că am văzut foarte clar cum au fost făcute până acum, cât mare atenție și de cetățeni, pentru că nu mai au încredere că o astfel de lege, că e grațiere, că e lobby, se poate trece într-un stil legislativ pe discuții, transparent, urmărind un drept comparat ce se întâmplă în alte țări, da, legea lobby-ului, de exemplu, există în alte țări și funcționează foarte bine. Iar dacă nu vom reuși să avem maturitatea necesară să purtăm discuții în comisii, să afișăm în mod transparent aceste proiecte, să luăm legătura cu mediul, atenție, că e ONG, că sunt specialiști în domeniu care să vină cu o plus valoare, să-i ascultăm și să vedem cum putem să facem aceste lucruri, să răspundă în mod real nevoilor societății și nu punctual pentru 1, 2, 3, 5, 7 parlamentari sau președinți de consilii județene sau foști miniștri și așa mai departe, acuzați în dosare, din păcate, unele lucruri, unele mai puțin în lucru dovedite, nu o să reușim niciodată să trecem aceste proiecte. Din păcate, eu cred că ce se va întâmpla cu aceste legi în următoarea sesiune parlamentară va fi din nou un haos, pentru că actuala coaliție de guvernare încă n-a înțeles ce s-a întâmplat la începutul anului, în momentul în care s-au dat acele ordonanțe vestite pe partea aici, de abuz. Aici e cumva discutabil, pentru că în momentul în care s-au petrecut acele... A fost haos la începutul anului, era un alt ministru, era domnul Iordache. Ulterior, odată cu venirea domnului Tudorel Toader, observăm o mult mai mare atenție să nu facă prostii. Asta e cel puțin impresia pe care o lasă domnul Toader. Și mai mult de atât, ne aducem aminte că legea grațierii a fost blocată de însuși Liviu Dragnea.
Deci, nu știu, ori de frică, ori cine știe din ce alte motive pe care nu le putem intui acum, ne aducem aminte că inclusiv Șerban Nicolae, care venise, era un fel de standard al legii grațierii, a fost înlăturat. Să ne amintim, Șerban Nicolae a venit cu unele propuneri personale, da, pe care așa partidul nu le-a agreat. Și atunci, sigur că de aceea a trebuit să facă un pas în spate. Asta nu înseamnă neapărat că nu ar fi putut fi discutate aceste propuneri. N-au fost. Bun, cât privește legea grațierii, dezbaterea publică s-a întâmplat. S-a petrecut la Ministerul Justiției, nu mai spun în mediul mass media cât s-a discutat pe această temă. Există păreri nenumărate ale unor specialiști cu privire, și sunt favorabile, cu privire la această lege. Deci eu cred că din perspectiva asta și întreg pachetul de legi penale care va exista în Parlament au fost dezbătute, nu mai au niciun fel de semn de întrebare, nu putem spune că sunt cu dedicație, dedicație pentru cine, când vorbim de legea grațierii. Eu nu înțeleg. Pe de altă parte, acest extrem de lăudat domn Toader, ministru al justiției, iertați-mă, fie, dar eu n-am văzut nicio realizare a dumneavoastră de când e ministru. A făcut o prostie, spun unii, reclamându-l pe procurorul general la CSM, unde nu are niciun sens. El e foarte simplu. Joacă efectiv la trecerea timpului. Atât, nu face nimic. Adică spuneți că e pus anume ca să nu facă nimic? Nu, el e pus anume cu un scop. Care să fie? Care-i scop? Aveam avut un serviciu pragostă, nu mi mai știu ce. Are și o poziție de altă parte. El se vrea fi independent. El doar joacă la trecerea timpului. Nu vrea să facă greșeala lui Iordache. În mod normal, dacă ești acolo ministru al justiției, ai partidele, puterea, opoziția, ai specialiștii. Predoiu, care a făcut 4 coduri. El chiar e un bun profesionist pe parte, mai ales pe parte... Codurile nu le-a făcut nici Predoiu, nici Bica. Au fost comisii întregi. Nu știu. Pe partea de PSD, la fel, sunt mulți profesioniști. Le-ar fi foarte greu să-i găsească cu toate partidele la o masă ce avem de făcut. Legea grațierii. Cum este cel mai bine să o faci? Dacă bagi în ea că cei cu până la 5 ani. Păi până la 5 ani mai sunt și violatori care au 3 ani, 4 ani. Nu, pe afară, nu trebuie să gândească efectiv. Domnul Ocolă, sunt excepții în proiectul de lege. Păi nu, aici tot e problema. Sunt categorii de infracțiuni, inclusiv de corupție, care sunt exceptate de la lege. Una vedem la televizor, mai mult decât atât. Ea este vorba. Să vedem forma finală. Uite, forma finală asumată de toată opoziția, de PNL, de ALDE, de UDMR, de toată lumea. PNL, și dacă avem o lege bună, nu o să-și asume în formă finală. Pentru că o să ne spună că e cu dedicație. Din păcate, datorită justiției, trebuie să fie independent, trebuie să avem asumată de către toți factorii implicați. Toate partidele și din opoziție. Nu se poate, politic. Cum să nu se poate? Putem avea un consens politic câtă vreme există o majoritate? Dacă o faci util, ba da, trebuie să-și asume toată lumea. Eu cred că și avem exemple, cum a fost 2% din PIB, cum a fost pactul pe reducerea punctului la TVA și așa mai departe. Nu e prea mult. Ești la televizor și spuneți, am o lege corectă, nu-și asumă PNL-ul. De ce? În caz că nu-și asumă. Bun, eu cred că dacă faci lege cum trebuie și toate partidele, nu au cum să nu-și asume. Dacă eu spun că aceste legi pe justiție, cum am spus și mai devreme, sunt absolut corecte. Ele au fost dezbătute. Există păreri avizate ale specialiștilor care sunt favorabile. Și ca atare, cred că ar trebui să existe acel consens. Păi nu știu, întrebați partidele din opoziție. Că eu constat că opoziția înseamnă nu la orice proiect. Comisia juridică în Senat. Să vedem foarte clar ce a semnat pentru domnia sa ideea de dezbatere. Să bage pumnul în gură la fiecare replică. Nimeni Nicolae n-avea voie mai să spună de zile președintele comisiei. Nu, dar pe vremea domniei sale, să spunem, de exemplu, s-au purtat unele din discuții, care n-au fost discuții, au fost niște monologe, mă scuzați, ale domnului Iordache. Ale domnului Șerban Nicolae, pardon, căruia îi plăcea să se audă vorbind, mă bucur, dar comisia dar aia dezbaterea cu totul alt scop. S-a petrecut și la Ministerul Justiției. Bun, dezbaterea e clar, nu înseamnă numai comisia parlamentară. Subiectul e unul foarte vast. De zile, nu de acum, mai toate partidele au căzut în aceeași greșeală. Dacă ești în opoziție, trebuie să spui automat nu la toate. E un coleg de-al meu, pe care o să-i dau numele, un fost coleg din PNL, care spunea o treabă foarte înțeleaptă. Din păcate, n-a ținut cont nimeni de ea. Doar că trebuie să te comporți în opoziție, gândindu-te cum o să fie când o să fii la putere și când ești la putere să te comporți gândindu-te cum o să fie, ce ți-ar conveni să fie când ești în opoziție. Așa ar fi firesc. Dacă s-ar face așa o treabă cât se poate de firească, eu vă spun, n-am văzut-o niciodată, nici în 8 ani când am fost parlamentar, nici înainte de a fi parlamentar și am avut relații cu parlamentul, încă alții vreo 8, ca șef de cabinet al Crin Antonescu, n-am văzut niciodată să întâmple treaba asta. Din păcate. Și până când lumea politică de la noi, din România, nu o să înțeleagă treaba asta, nu o să avem
nici regi mai ales mai delicate care să treacă și să fie bine făcute și să nu fie atâta scandal și atâta zarvă. Pentru că eu vă spun un lucru, legea grațierii, foarte bine să fie dezbătută și public, dar până la urmă atributul de a face o această lege, să știți că îi revenea foarte bine și guvernului. Eu am discutat cu avocați neangajați politici, unii de dreapta, care mi-au zis, domnule, guvernul avea tot dreptul să dea o lege a grațierii, fără nicio problemă. Aici și scandal. Aici vă contrazic, nu se putea. Am discutat cu avocați țărăniști, domnule, mai de dreapta decât aia, nici nu există. În primul rând, nu este moral să asume doar guvernul, pentru că guvernul este numit doar de o parte între partide. Nu. Pe legile justiției trebuie să se pronunțe absolut toată lumea. Ne poate spune domnul avocat. Parlamentul este singura autoritate legiuitoare a țării. Ca atare, guvernul nu poate emite legi. Bun. Politica penală. Ordonanțe de urgență, am văzut ce s-a întâmplat. Și ca atare, Partidul Social Democrat a apreciat în mod democratic și corect că aceste legi trebuie să fie trecute prin Parlament. Și așa se întâmplă. Dar nu era nicio căcare a legii. Dacă da, păi da, a spus și Curtea Constituțională că nu era. Guvernul este abilitat să emită ordonanțe de urgență. Da, eu cred că toate patru ar trebui să treacă. Încă înainte de a începe... Încă și acelor care sunt acum în opoziție cu noi, a domnului Filipescu. De ce? Un argument simplu. Tu e un om, până când nu este condamnat, nu poți să iei pâinea de la gură. Un funcționar public, în momentul în care e intrat în cercetare penală și trimis în judecată, practic aportul lui de muncă se suspendă. Și întrebarea mea, dacă e un simplu funcționar cu 15, adică 1500, 2000 de lei, el de ce trăiește dure când are economii? Da, până deci, să termină procesul. Vom vedea, ce mănâncă? Coaje de copac? Vom vedea în noua... Da? Se întorc la școală, nu? Cum să-i zicem? Să-i zicem noua sesiune parlamentară. Bun, revenim după publicitate.